mingea scoasă în dreapta, însă Petar Jovanović nu plecase spre ofensivă, rămăsese în linie cu echipierii din apărare. Se complică Naumovski, însă rezolvă foarte frumos în prima fază, iată și în faza a doua, în fața lui Onofraș. Însă Naumovski lăsat singur acolo să se descurce, poate ar fi trebuit să vină un coechipier să-l ajute.